Îi recomand pentru rubrica 100 România pe domnul plutonier ajutant principal Enache și pe domnul locotenent Enache, tată și fiu, care lucrează în cadrul batalionului nostru, pentru profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul timpului, dar și pentru modalitatea cum au reușit să transmită de la tată la fiu, din generație în generație, o tradiție a unei arme atât de nobile precum apărarea antiaeriană. Pentru Leontin Enache, a fi militar este mai mult decât o meserie. O face cu pasiune de mai bine de 3 decenii. Anul trecut a fost în prima misiune internațională a scorpionilor albaștri în Polonia. Din punct de vedere uman e greu, dar ca militar noi suntem învățați și pregătiți pentru a desfășura acțiuni militare cu o durată precizată de eșaloanele superioare. Nu sunt probleme din punct de vedere al duratei. 6 luni pentru noi reprezintă o perioadă normală de menținere a pregătirii de luptă. Este greu când ești departe de casă pentru o jumătate de an, însă misiunea din Polonia a avut ceva special. Pentru prima dată a fost plecat în misiune alături de fiul său. A fost o ușurare, într-un fel, ca părinte de militar, pentru că am fost alături de el și l-am văzut cum a progresat în pregătirea lui ca militar. Orice misiune internațională pentru noi ca militar reprezintă o lecție învățată. În permanență, ca militar, ai ce învăța de la aliați, de la colegii care sunt mai în vârstă. Misiunea în întregul ei a fost o misiune de învățare. Și cum jucăriile preferate ale multor băieți sunt armele, Mădălin a avut șansa să vadă de mic unele adevărate. Iar tatăl recunoaște că i-a hrănit curiozitatea și poate l-a influențat, fără să vrea, pe singurul copil să-i urmeze destinul. Noi, ca militari, petrecem mai puțin timp cu copiii noștri, și de aici a pornit totul. Când nu aveam cu cine să-l las acasă, îl mai luam și la servici. De aici a fost sămânța care a rodit acum, el crescând, dându-se seama că meseria armelor este o meserie frumoasă și și-a ales-o el singur. Când eram copil, tatăl meu obișnuia să mă ia cu el la servici, să-mi arate, nu știu, tunuri, armament, mă rog, ce putea și el să-mi arate, și într-un fel m-a influențat și am dorit să-l urmez în această carieră. După ce am mai crescut, m-am gândit să devin pilot. După ce am terminat liceul, am dat la piloți, dar n-a fost să fie, așa că am urmat cariera tatălui în arma artilerie și rachete antieriene. Deși pare o afacere strict bărbătească, destinul militar al celor doi este profund marcat de femeia din viețile lor, soția, respectiv mama. De 30 de ani suntem căsătoriți și, ca să spun așa, face parte din armata română. Cunoaște toate chițibușurile ținutei, cunoaște toate pregătirile bagajelor, scoaterea bagajelor, punerea bagajelor. De 30 de ani face bagaje soția mea și este foarte implicată în activitățile noastre. Dar și noi ducem grijă pe unde suntem plecați și nu vrem să stea îngrijorată acolo. Acasă, fiind singură, asta este. Oricum avem binecuvântarea ei pentru acțiunile și activitățile la care participăm. N-a avut ce să facă, a trebuit să se învețe și cu mine. E frumos să ai în echipa ta copilul tău. Sau invers, probabil el zice că eu sunt în echipa lui. Tot timpul ne-am sprijinit reciproc, ne-am dat idei, mai ales că trebuia tot timpul să ne adaptăm la noile situații pe care le întâlneam. Și e întotdeauna mai bine să ai pe cineva mai bătrân alături de tine să-ți dea sfaturi. Care dintre noastră trage cel mai bine cu arma? Păi acum, în momentul de față, cred că el fiul meu. Ochelari, deci eu.